magic cu la televiziune. Vorbiți magic. Nu trebuie așa felicitat. Păi uite cu Izlazule, mi s-a vândut Izlazule, doamne, da. Să vedeți, doamne, mafia de mafia de primării. Administrația locală din Drăgănești a scos la licitație jumătate din islazul comunal. 27 de crescători de animale s-au înscris pentru a câștiga drept de folosință a suprafeței de teren concesionate. Cei mai mulți se plâng însă că nu au fost informați. De ce când e cu votarea să vine de 10 ori pe străzi? Și acum nu s-a anunțat. Dar n-am văzut-o a fi să spună să fac și eu actele cu animale culte, noi o să le paștem. Ce animale aveți? Mărăcini! Am 40 de cafe! Cine să ne spune? Nu suntem informați, doamnă, nu suntem informați! Eu mi-am făcut acte felicitări. N-am putut că nu suntem 30. Noi venim acum de actele făcute. Eu licitam singur și am părocul 4. Nemulțumirile oamenilor au fost tratate cu indiferență de reprezentanții administrației locale. Mai mult, au fost invitați să părăsească sediul primăriei dacă nu vor să aibă de-a face cu poliția. Viceprimarul localității, deși s-a aflat în sediul administrației locale, atunci când oamenii și-au spus păsurile, s-a furișat din clădirea primăriei și a plecat. Telefonul său este închis și acum. Aproape 100 de localnici care se tem că nu vor mai avea unde să-și ducă animalele la păscut au semnat un memoriu pe care vor să-l înainteze autorităților locale. În cazul în care problema nu le va fi soluționată, sunt hotărât să meargă mai departe cu plângerea la județ.